Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima. Uitați-vă unde sunt, boys. Uitați-vă cum trag frâna de mână. Toată puterea e în mâna mea. Bine ați venit pe tir cu regele King. Azi batem un subiect care se va numi: de ce lucrez pe tir? De ce folosesc cuvântul tir? Am mai dezvoltat o idee asta, dar am văzut că mai scriu oameni pe Facebook, ce-i drept răutăciuși, dar vreau să explic cu lux de amănunte. Pentru că făcui un vlog, dar numai cel ștersăi, nu m-a făcut mândru de el. A vrut să-i mustrări de conștiință, sunt multe vloguri pe care le șterg. Pe motiv că nu mă face fericit de mine și vlogurile de mine și eu de ele. Nu mă fericesc vlogurile astea, unele dintre ele, uite cum mă dau jos, mă. Adevărul e că un adevărat șofer de tir, când se urcă în tir și când se coboară în tir, nu atinge scara. Deci, dragi patron, la angajare, dacă angajați un șofer de tir, aveți grijă că el atunci când se urcă în tir să nu atingă scara. Să fac o demonstrație, că acum te urci în tir fără să atingi scara. Ea arată în felul următor. Un șofer de tir care e șofer de tir, el trebuie să nu atingă scara când se urcă în tir și când se coboară jos. Atunci aia arată experiența. Fii atent. A văzut, da? După cum te cobori și te urci în tir, asta arată gradul de experiență. Dacă te urci și nu știi pe unde să pui mâna, și te urci. Și te uiți așa. Înțelegi? Cam asta. Asta înseamnă, dragi oameni buni. Nu s-a obișnuit cu atea urcări și cu atea coborări. Ce pot să vă spun e sincer că eu îmi dau seama. E greu, mă, să urc la 4 metri în sus. Am că scrieți că pufă-i, că alea, că mai trag aer și eu, că... Bă... Dragul să rechire în sus. Am mai spus eu. Inclusiv ar trebui ca să avem centură în X. Da, stai, chem. Păi, mă, ești în siguranță, mă? Cu doar o singură centură pe piept. X, stat. X! Da. În ceea ce reprezintă folosirea cuvântului tir, pentru mine este simplu să explic în 3 litere. Decât să folosesc cap tractor cu semiremorcă, care nu are atât de multă popularitate și risc să fac mai puține vizualizări, mai bine folosesc tir scurt. Aici nu pun nicio kingă din cauza camușile care folosesc pe post de kingă. Și nu mai merg nici tare din cauza lui că am mers alalte. Și ați văzut cum a răsturat marfa, a? Să faceți ce spune popa, nu ce face popa. Adică popa fiind eu. Și dacă vreți să fac și un câte de la popesc, cum ar veni, auzi. În Iordan botezându-te tu, Doamne, sufletele adormitei marii tale remorci, unde nu este kingă nici siguranță, nu e, e viață fără de suspin, pentru că regele nu suspină. Să fie numele acestei remorci, amin. Da. Deci folosesc tir pentru că tir înseamnă transportul internațional român, da? Dar vreau să zic că, bă, înseamnă altceva, nu. Eu sunt prost, mă. Eu sunt prost și așa îmi stă mie bine, de ce? Voi aia vreți să vedeți prost. Dacă par deștept, nu vă place. Dacă fac pe prostul o jumătate de oră, vă spun, vă uitați și râdeți de mine, că uite cât de prost e. Și fac pe prostul numai ca să râdeți voi.
și să fac eu vizualizări multe și să fie bine, mă, că de multe ori lumea n-are nevoie deștepți. Și dacă n-are nevoie lumea deștepți, de ce să fiu eu deștept? Că sunt deștept pentru mine, da? Dar când fac videoclipurile astea, dacă văd că sunt deștept și nu vă place, ia să încerc cum stă dacă sunt prost. Dacă vă place, mai mult că sunt prost, opa! 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 Bă, băiete, bă! Bă, stai, bă, că mi-e greu, bă! Adică... poți să fii oricum în lumea asta, important este să trăiești bine. Dacă reușești din perspectiva de prost să trăiești bine, să știi că e mai bine. De ce să fii prost? Nu te stresezi. Degeaba, de exemplu, dacă aș fi eu deștept, degeaba sunt deștept dacă nu ridică nimeni picioare la remorcă. Dacă nu fac așa, vezi? Da? Degeaba muncești ca deșteptul dacă nu apești un buton ca prostul. Dacă înțelegeți punctul meu de vedere. Dar degeaba sunteți voi ingineri într-o lume în care nu are nevoie de ingineri. E alright, Paul? Degeaba sunteți voi ingineri, de exemplu. Degeaba știu teorema lui Pitagora în punctul în care mă aflu, în care ridic picioare la remorcă. Voi credeți că mie ridică careva picioare la remorcă asta, având în vedere că eu știu teorema lui Pitagora? Ipotenuza la pătrat egal cu suma pătratelor catetelor. A? Nu, nu. Nu-mi dă nimeni în plus. Da. Și la mine în sat, nici dacă eram inginer, nu mă plătea nimeni. Nu mă plătea nimeni, mă. Vă spun. Vă spun și iar vă spun. Trebuie să trageți frâna aici pe remorcă. De acum încolo să trageți frâna pe remorcă, bă. Nu mai faceți așa, eu nu accept. Nu accept, lasă frâna trasă. Când cuplez cablurile. Să văd eu aici o chestie, știi? Deci. Tir, ce înseamnă tir? Că îmi scrieți prin comentarii. Mă hăituiți. Și spuneți că, bă, nu tir. Tir eu folosesc, că și televizorul tot tir folosește. Este un cuvânt care are multă reclamă pe spate. Toată lumea știe despre tir. Și necunoscătorii. Sunt puțini cunoscători care cunosc faptul că tir înseamnă transportul internațional român. Înțelegi? Mai multă lume care știe că tir înseamnă tir, adică ce conduc eu. Știi? E, pentru mine este mai important ca cu vlogurile mele să ajungă toată lumea. Să facă toată lumea să înțeleagă. Decât să vorbesc pe limba șoferilor, mie îmi place să vorbesc pe limba tuturor. Mai degrabă vorbesc pe limba tuturor decât să vorbesc pe limba doar șoferilor. Înțelegi că sunt foarte puțini șoferi care mă urmăresc în comparație cu limba tuturor. Da? Băgăm aici o dată. Am ajuns să-mi fie frică, bă. Frică de ce? Mi-e frică de mine să mă bată mama. Pentru că am vreo o lună de când nu leg 8 ore de somn continuu. M-am obișnuit, nu-i stres. Dar, cum să vă zic? Mi-e frică că uit să fac ceva. Mi-e frică că uit să trag frâna de remor la camion, în camion. Cei care aveți copii știți. Mi-e frică că uit să trag frâna de remorcă, deci când cuplez remorcă, o cuplez cu atât de multă grijă, că mi-e frică că uit să fac ceva, nu știu, din punct de vedere meteorologic, cred că mi-e frică. Alan, te-a răsturat marfa, deci numai de ceva, numai... Am ajuns să suflu și în ciorbă, când cuplez, mă gândesc, făcu aia. Îmi vine să verific de 20.000 de ori, parcă aș fi începător, așa muncesc. Din cauza autorului că... gândiți-vă și voi că nesomnurile astea îți duc viața la urină. Avem acolo 15-10. Da, tir înseamnă transport de național român. În China înseamnă tic.
Tic să spun în China, din cauza faptului că în China, dacă China începe cu C, se spune T-I-C de la tir, știi? Se spune tir în România. Toți, fii atent, toate națiile unde vezi voi unde vezi tir, din cauza României, că România a fost lider mondial în ceea ce reprezintă transportul când avea timpul lui Ceaușescu, și de acolo toate țările s-au luat după noi. Și tire la transportul național român, internațional român, da? Ghize, frate, mă, da? 15-10. S-au luat după noi și ne-a furat cuvântul. Și au făcut și ei tic. În Anglia se spune de la... se spune tuc. La UK, știi? 15-10, hai? Da. Din cauza aia tir, bă, boys. Și o folosesc tir așa ca să... să uite lumea la mine, să fac vizualizări multe, să... că mie mi-e drag să fac view-uri multe, știi? Sufer de mine, eu mie îmi place afirmația foarte mult. Înțelegeți? Fac să mă afirm. Să fiu șmecher. Înțelegeți? Pun corea așa, că asta este dimensiunea, mărimea ansamblului. Și ce vreau să zic? Îmi place afirmația, îmi place multe like-uri, dacă dați și voi like-uri, boys. Și vă abonați pe YouTube, îmi place foarte mult și mie, sufer. Sufer de zi, de boala like-ului nebun. Acum am și copii de crescut. Și dacă eu fac 1000 de vizualizări, și eu să fac și eu 1 euro pentru copilul meu, să fac pentru lapte, praf, pentru de aia. Fac un vlog așa, să respir la oameni de foame, fac vlogurile, știi? N-am lucrat 3 săptămâni acum că fac vlogul ăsta. Am chirie de plătit, am alea, lapte la copil, pamper și alea, știi? Da și voi like dacă să miloc. Dacă tot mă milogez de voi, dați like, ce să faceți? Dacă mă iubiți și dacă nu mă suportați, înjurați-mă în comentarii. Înțelegi? Hai! Și scuză-mă că vă deranjai cu ce fac și ce postez. Îmi cer iertare. Încă o dată. Ajung de multe ori în punctul în care trebuie să recunosc că... trebuie să recunosc mie că ar trebui să fac mai mult pe prostul. Pentru că aș trăi mai bine. Înțelegi? Aș trăi mai bine dacă facem lucrurile pe prostul. Sunt vloguri care ar trebui să le fac mai pe content, adică să vin cu informații, și multe vloguri în care ar trebui să fiu prostul proștilor. Ca să fie bine, să nu fie rău. Hai să-i dau cheie, că am două alte urează. Păi mai ajung eu acasă la pruncul meu să bag un bidon de lapte în el. A? Astăzi vreau, nu mâine. Ia uite cu alea, să ai grijă să nu iei cu stânga, cu dreapta pe loc prea tare, că te trezești înfipt cu spatele în remorca aia, dragi oameni buni. Eu sunt rege în lumea mea, by the way. Dacă căutați motive să mă înjurați, vezi că eu am mai multe, am mai multă șoferie filmată decât pot alții să urmărească, una la mână, doi la mână. Știu să fac pe prostul cât vrea inima mea, în așa fel încât să-mi fie bine. Vă spun că de multe ori în viața asta am ajuns în punctul în care să recunosc faptul că lumea mai tare mă iubește când sunt prost decât când sunt deștept. Ce vine ăsta să ne arate nou, să ne spună nou, să nu știu ce? Nu mă fă pe prostul! Fă pe prostul uneori să râdă că știu că faci la mișto. Uneori să te înjure că ești prost și suferi de afirmație. Și tu, nimeni, până la urmă, din punctul meu de vedere, nimeni nu-mi pune mie o pâine pe masă, așa că trag și fac eu de treaz la 5. Puteam să spun 4, la 3. Nu, la 12 noaptea începui, muncesc ca sclavul pe pământ. Ca să pun o pâine pe masă oamenilor și ei nu mă respectă. Te pup, man, te pup. Chiar dacă nu mă salutați, eu vă salut, vedeți? Noi, imigranți, suntem băieți frumoși, faini. Lucrăm la patron. Vedeți cum nu mă salută nimeni și eu îi salut? Lasă că răsprata pentru bunătatea cu care tratez totul o primesc la Dumnezeu, nu de la oameni. Înțelegi? Și n-avea așteptări de la oameni dacă ei nu... adică să nu ai așteptări de la nimic, bă, să n-ai dezamăgirea aia în principiu de făcut. Iorai, Paul? Garet, hă? Ah.
name, man? Adrian, please. Adrian. Yeah. Registration, man. VX18. HUA. Is the load fully strapped up? Yeah. Yo, mate, cheers. Thank you, buddy. Mă întrebă inclusiv dacă asigurai marfa, o să mă bată mama, să vezi, bă, ce mă iubește lumea, bă. Hai! Asta înseamnă să fii imigrant. Asta înseamnă să fii imigrant. Nimeni nu știe ce e în sufletul meu. Uite, așa le place la oameni să mă vadă. Uitați-vă, așa le place, că partea asta o iau la început. Și să uită și haterul pământului, că zice că plâng. Lumea care mă iubește să uită la fiecare videoclip. Dar interesul meu să vă fac să vă uitați la orice fel de postez eu, indiferent ce scriu, unde scriu. Mă bătură! Mă bătură de la securitate! Mă bătură oi ca pe imigrant! Există tratament pe care să-l fac ăștia în funcție de imigrant. Dacă ești imigrant mai vechi, mai nou, model nou de imigrant, te presupun la te supun la persecutare in vitro. Înțelegeți, dragi oameni buni? Interesul meu e să fac lumea să râdă, să se zâmbească, că de deștept n-are nevoie lumea. Bine, sunt oameni care mă apreciază pentru coeficientul meu de inteligență. Dar nu pot să mă laud că este prea mare coeficientul meu de inteligență. De obicei am o poveste de zis. Că e una bună, că e una rea, las la atitudinea fiecăruia. Nu mă consider eu vreun mare nu știu ce, dar lumea mă iubește. Ăsta este adevărul. Având în vedere că reușesc să se uite la mine 100.000 de oameni și eu mănânc. Dar reușesc să le spun o bună dimineața. Aveți grijă de trupurile voastre, ceea ce este un lucru bun, adică să tratezi oamenii cu bunătate, din punctul meu de vedere, este o calitate care nu o are oricine. Și asta am făcut eu de-a lungul anilor. Le-am spus oamenilor o vorbă frumoasă și am muncit, bă, am muncit. Că mă invidiați, acum am văzut câte unii că mă invidiați și că îmi spuneți că cer bani, că fac bani de la oameni, că nu știu ce. Bă, n-am bătut-o pe a mea ca să ies în față. Cum să zic eu, n-am făcut rău nimănui, să zic așa, pe a dreaptă. De donat nu prea îmi donează oameni, ci cei care îmi donează le mulțumesc pe calea asta, pentru că îmi donează probabil din respect și probabil că îmi apreciază munca de ani de zile filmându-mă și spunând o poveste din domeniul ăsta transport, din fazele care mi s-au întâmplat mie. Am răsturnat mărfuri, am fost băiat rău, n-am pus chingă de multe ori. Și nu cred că trebuie să fiu băgat în pușcărie. Adică gândiți-vă în felul următor, că sunt oameni care bat lume și nu fac pușcărie. N-am mai pus o chingă, am zis că uite, bă, lumea asta a răufăcătorilor, să fiu eu cel mai mare răufăcător la care nu pune chingă. Știi? Hai. Cam asta vreau să spun pentru astăzi, dragi oameni buni, cam asta e cu cuvântul tir. Tir este pentru toată lumea cunoscut camionul ăsta cu semiremorcă și nu doar camion cu semiremorcă, poate să fie și tandem, poate să fie și alte fel de camion. Omul când vede ceva mare care seamănă camion, zice că e tir. Știi? Cel care nu prea cunoaște. Și contentul meu este pe înțelesul tuturor într-o oarecare măsură, nu pentru înțelesul șoferilor. Că șoferii, nu știu cât la sută mă urmăresc, dar pe mine vreau să mă urmească toată lumea, nu doar șoferii. Că de multe ori poveștile pe care le fac eu sunt o întrebată poveste de viață, cum ar veni, nu neapărat. Mă urmăresc cu oameni care au nicio treabă cu șoferia și mă respectă și mă urmăresc și zilnic dacă este nevoie. Și nu visează vreodată să fie șofer de tir sau chestii de genul. Adică trebuie să le tratești pe ei cu respect și să le spun o poveste și să le vorbesc și în termenii lor, nu doar șoferești. Că nu interesează pe nimeni programul șoferului profesionist, că muncești tu mult. Dacă e o poveste de zis care să aibă, să fie pe înțeles
tuturor, te urmărește lumea, dacă n-ai, n-ai. Pune mâna și fă programe, fă zi, fă content despre programe cât vrei tu și la un moment dat nu o să te urmărească nimeni. Asta vreau să vă zic, că sunt canale pentru informație pe YouTube și nu le urmăriți. Mă urmăriți tot pe mine, să-mi scrieți mie că nu e corect zis tir, că e corect nu știu cum. Înțelegeți? Și sunt acolo unde e în lumea voastră, unde chiar se oferă o informație. Eu de obicei nu prea ofer o foarte multe informații sau ofer așa mai distorsionată în așa fel ca să aia. Cam atât vreau să spun pentru astăzi, dragi oameni, dacă v-a plăcut materialul, dați și voi un like puternic rău de tot, că am și o copii de crescut, să fac și o bani, donați și mie bani dacă tot, că am văzut că donați la așa care bat femei pe online 80.000 pe lună, 80.000, 90.000, 100.000 pe lună, pe 100.000 de euro iau în 5 ani de tir. În 5 ani de tir câștig 100.000 de euro și alții să-și bat femeile și sunteți fanii lor și le donați lor bani. Și nu cred că urmăritorii mei fac chestia asta. În fine, vorbeam așa mare cum ar veni. Am pretenții de la oamenii care mă urmăresc. Vă pup și vă doresc o zi minunată. Dați un like puternic, un follow pe Insta și pe pagina de Facebook Adrian Cox, inclusiv pe TikTok în cazul în care vreți. Stimă-vă!